În sezonul rece noiembrie 2012-martie 2013, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în conformitate cu măsurile de protecție socială de anul trecut, însă cu mici modificări. Astfel, plafonul maxim devenit net mediul lunar pe membru de familie s-a modificat doar pentru cei ce beneficiază de energie termică în sistem centralizat, astfel până la 786 de lei venit net pe membru de familie pentru familii, până la 1082 de lei venit net pentru persoanele singure. Pentru celelalte categorii de ajutoare, respectiv pentru cei cu gaz, metan și lemne, plafonul rămâne neschimbat, adică 615 lei venit net pe membru de familie. Am fost înștiințat de către Ministerul Muncii vineri, printr-o adresă oficială, că modul de acordare ajutoarelor se face tot în baza Ordonanței 70, care am aplicat-o și anul trecut. Diferența este că în acest an solicităm acte doveditoare privind componența familiei și veniturile tuturor membrilor declarați în cerere. Și vă rugăm să informați corect cetățenii, să-i sprijiniți să-și completeze formularele corect, în special în categoria de venituri, pentru că în luna august am avut o situație neplăcută în urma controlului efectuat de către Inspecția Socială. 29 de persoane din municipiul care au beneficiat de aceste ajutoare au solicitat și au primit subvenții de la APIA, atât pe teren cât și pe capete de animale. Au fost declarații false cu consecințe. Pe de altă parte, declararea nereală a veniturilor, bunurilor mobile și imobile, precum componenta familiei, constituie infracțiune. Sumele încasate necuvenit vor fi recuperate, iar dosarele vor fi înaintate organelor de cercetare penală. Verificările se vor efectua pentru anchete sociale și la registrul de rol al evidențelor fiscale al primăriei municipiului Suceava. Sperăm ca dumneavoastră, între 8 și 15 octombrie, să distribuiți aceste tipizate, între timp să informați cetățenii să-și adune actele doveditoare. Actele doveditoare sunt, v-am spus, componența familiei, deci actele de stare civilă pentru toți membrii care locuiesc în acea gospodărie și veniturile, pentru că trebuie dovedit venitul cu luna anterioară depunerii cererii, cupoane, adeverințe, absolut toate. Dacă nu au venituri, noi v-am scris și în document adeverințe de la administrația financiară. Da. Pentru cei care sunt persoane fizice autorizate sau constituiți în întreprinderi familiale, decizia de impunere, la fel documentul pe care ne eliberează administrația financiară. Vă reamintim că pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței nu trebuie să aveți în proprietate alte bunuri imobile în afara locuinței de domiciliu. Bunuri mobile ce depășesc 1600 cm3, autoutilitare, autocamioane, șalupe, bărci cu motor, etc., depozite bancare cu valoare de peste 3000 de lei, dar și terenuri ce depășesc 1000 de metri pătrați în zona urbană și 2000 de metri pătrați în zona rurală.